90.000 de familii încă așteaptă vești bune despre programul Casa Verde, ce permite românilor să își monteze instalații fotovoltaice subvenționate. Din păcate însă, programul este în continuare blocat în urma unei hotărâri a Curții de Apel Oradea într-un dosar deschis de una dintre firmele care nu a fost validată de administrația Fondului de Mediu și a contestat în instanță acest lucru. Europarlamentarul Iuliu Winkler spune că a devenit un sport național contestarea licitațiilor. Programul a fost suspendat din cauza unei decizii care face parte dintr-o nouă profesie în România. Ea a apărut acum vreo 15 ani și se numește profesia contestării licitațiilor. Casa Verde lucrează, cei care au studiat puțin programul știu, lucrează cu executanți, deci firme calificate, firme care sunt eligibile pe o listă. 515 de asemenea firme există, una dintre ele și apoi încă câteva, un total de 5 firme care nu au fost incluse pe baza performanței lor pe această listă a executanților eligibili, au contestat decizia de a nu fi incluse. Motiv pentru care s-a oprit întreaga procedură. Acum, domnul ministru, nu acum, pentru că e o treabă de acum 3 săptămâni aproximativ, acum 3 săptămâni domnul ministru ne-a spus că speră ca justiția să fie rapidă, ceea ce e cam greu. Dați-mi voie să fiu puțin pesimist și mai speră încă domnul ministru ceva, și anume că cele 5 acțiuni în instanță se vor încheia cu decizii similare, ceea ce iarăși dați-mi voie să nu fiu chiar așa de convins cunoscând starea justiției din România. Programul este blocat. Acum, sigur că administrativ decizia ministrului este că nu se va pierde niciun termen și efectiv va fi prelungit programul cu durata suspendării din motive juridice de contestații depuse. Vreau să spun faptul că acest sport național al contestanților este o chestiune extrem, extrem, extrem de negativă, care aduce nenumărate prejudicii. Timpul costă bani și în această situație acum, iarăși, timpul va costa bani, pentru că degeaba dau drumul la program în ianuarie, când probabil că e mai greu să duc oamenii pe acoperișul și să montez panouri solare prin gheață și prin vânt. Deci, iată că suntem într-o situație nedorită. Altminte, nu e prima blocare a programului Casa Verde, știți că au mai fost și alte situații.